O anchetă a poliției gorjene în cazul unei tâlhării în stil mafiot, parcă desprinsă din filme, a bătut pasul pe loc până când unii dintre suspecți au plecat din țară. Banda formată în jurul unui cunoscut interlop din Târgu Jiu, Vasile Codoban, a fost lăsată în libertate aproape o lună, deși existau imagini înregistrate de camere de supraveghere cu momentul în care atacatorii au acționat. Soții Giugele au și acum în minte coșmarul prin care au trecut în luna septembrie a anului trecut. Dormeam la ora aceea și la un moment dat am auzit bubuituri în ușă. Cineva bătea foarte puternic și zicea deschide poliția. I-am zis soțului meu că se auzi gomote, am ieșit cu el din dormitor în intrare aici la hol. I-am zis soțului meu nu deschide, am aprins becul acela de afară și a zis nu deschide că sunt niște persoane mascate. Atunci au spart peste mine ușa aceea și din loviturile care mi-au luat, eu am ajuns în pat. Și acolo au început să mă lovească. Cu bâte. Aveau niște bâte, am fost lovită cu bâte, cu pumn, cu tot ce puteau. Cu tot, absolut tot, m-au lovit în continuu, fără să se oprească. După aceea, pe soțul meu, de acolo, de la intrare, l-au târât aici. Aici l-au pus cu fața în jos. Eu nici n-am știut, de fapt, unde e soțul meu. Pentru că pe mine mă țineau în dormitor și pe el l-au adus aici. Și doar atât auzeam pe soțul meu când zicea da și nu. Altceva nu înțelegeam, nici ce întrebări pun, nici ce zic, absolut nimic nu știam. Nu-și dă seama nici acum cât a durat totul, coșmarul părând a nu se mai termina. Doar veneau și mă loveau. Doar în continuu veneau și mă loveau. Plecau de la mine, veneau la soțul meu, de la soțul meu veneau la mine, mi-au cerut să le dau tot ce am. Și le-am spus că nu am decât niște bani, nu am bani mulți, care aveam din agonisala noastră. I-am spus unde sunt banii, au luat, dar probabil că din fuga aceea nu au luat toți banii. S-a mai găsit după aceea de către poliție 300 de lei, tot acolo unde a fost sub fața de masă pe care o avem. Cu cât anume au plecat? Au plecat cu 150 de milioane vechi, bijuteriile mele, ceasurile și două telefoane. Unul dintre ei chiar a venit la mine și fiind îmbrăcată în pantalon de pijama și cămașă de pijama am avut pe mine, m-a dezbrăcat de la brun sus, mi-a tras buza de pe mine și îmi spunea că o să vezi tu ce urmează. A reușit să iasă în curte și să strige după ajutor, fiind auzită de un unchi. Atacatorii au plecat, fiind surprinși de camerele de supraveghere montate pe magazinul pe care îl dețin în fața casei. Cu toate acestea, polițiștii au ridicat alte persoane. Timp de 3 săptămâni, adevărații atacatori nu sunt deranjați. Aceștia sunt identificați ca Vasile Codoban, condamnat pentru mai multe fapte comise cu violență, Nicolae Pâșu, alături de care a mai fost acuzat și arestat pentru agresarea unui polițist în plină stradă, iar ceilalți doi membri ai bandei sunt Dumitru Esani Stratie și Gheorghe Udrică. Doar doi au ajuns în arestul poliției, ceilalți doi reușind să plece din țară chiar în timp ce erau interceptați. Un ofițer de la investigații criminale, surprins recent de jurnaliști la o întâlnire cu lideri ai unei grupări interlope, a fost interceptat în timp ce purta discuții foarte prietenești cu suspecții. Alexandru Preșbeanu susține însă că a făcut-o legal. Și cu tot ce trebuia făcut, așa că nu știu dacă pot să dau noastră detalii despre acest lucru, da? Vă mulțumesc pentru telefon, la revedere! Soții Giugelea vor acum să se facă dreptate și să afle adevăratul motiv pentru care au fost la un pas de moarte. În continuu să ne lovească, deci nu aveau milă, ne loveau în continuu, fără milă. De ce nu știu? Asta vreau să aflu. Și sper ca să se afle până la urmă ce au avut de a intra pe... Nu suntem avuți, nu avem conturi în bancă, nu avem vile, nu am nu știu câte miliarde. Nu știu de ce au venit peste. Instanța a decis azi să instituie sechestru pe bunurile inculpaților care, la fiecare termen, încearcă să înduplece magistrații să-i lase în libertate. Solicitările au fost respinse de fiecare dată de Tribunalul Gorj.